mi pare bine că te-am auzit și că te văd. Mulțumim, la revedere. Întrebare pentru ultima întrebare, din cauza timpului care zboară, așa se întâmplă la noi. Toată lumea spune, vai de mine, dar e foarte lungă emisiunea și când e la final a zburat timpul și n-am discutat cât trebuia. Exact cum am întrebat pe Radu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, deci întrebare tot așa pentru toată lumea. Ce așteptați dumneavoastră de la acest proiect? Deci dumneavoastră sunteți cei care ați venit la noi în România, noi v-am primit sigur cu brațele deschise pentru că e foarte frumos ceea ce vreți să faceți pentru noi și cu noi. Ce așteptați de la acest proiect? Ce ați gândit? Când ați conceput acest proiect, ați avut un standard sau ați vrut să ajungeți undeva? Ce ați dorit? As a general question for everybody, when you designed the project, what did you think about the final result? What do you expect to come out of this project, out of the using of the results of this project? What we expect. We expect to set a true support for SMEs by the furniture of such platform to regional development organization. And that's true for France or Western country in general, and we hope also for Eastern country, because I think Eastern country has to grow very quickly. Ceea ce dorim noi să oferim prin intermediul acestui proiect este o platformă care să poată fi utilizată de întreprinderile mici și mijlocii, să le ajute în desfășurarea afacerilor lor. Și noi considerăm că întreprinderile mici și mijlocii din estul Europei au cea mai mare nevoie de această platformă. Please. Well, as a project director, I really want that this project will be successful for myself and for everybody. And from the expectation from AEC or Aquitaine, I will let Serge and Jean-Pierre speak about that. But the consortium, as it is very rich and interesting, and I hope we will, and I'm sure we will success in this project. Ca și director de proiect, nu pot decât să îmi doresc ca acest proiect să fie un succes. Despre rezultatele așteptate de regiunea Aquitaine și de organizația AEC am să-i las pe colegii mei să vorbească, dar acest proiect va oferi o gamă de produse foarte bogate și variate, care sperăm să le ajute într-adevăr în activitate de întreprinderile mici și mijlocii. As a representative of administrative institution like the regional council, I can say when we are doing project like that on a regional level or with state or with Europa, it never it's always succeeded, because the first reason it's to find partners, then it's done, and the second one we have to remind it a research project. And we are here in Cluj, and I believe it's the first step of the success of this operation. And I can't say today if a lot of SMEs from Cluj will participate in the project, but only one will be a success, of course. And I believe there were several. Ca și reprezentant al autorităților regionale din Aquitaine, pot să spun că am mai desfășurat o serie de astfel de proiecte, atât la nivel regional, la nivel național, cât și la nivel european. Într-adevăr, primul pas în succesul unui astfel de proiect este găsirea partenerilor. Noi am făcut-o deja.
Mai apoi trebuie ca întreprinderile mici și mijlocii să beneficieze într-adevăr de aceste proiecte. În Cluj nu știu câți vor apela la rezultatele acestui proiect, dar și o companie, dacă va beneficia de rezultate, va fi de ajuns. Please. Yes, obviously, as my friends, I have the same feeling. Viva will be a great success by the end of the project. Today it was a great event for me because we, with my friend Radu, we have met a lot of SMEs eager to participate and to join the Viva project. On the Aquitaine side, 50 SMEs are ready to join the project. So, in fact, by the end of the year, we should have built a strong partnership, a strong network between our two regions. And moreover, during this event, we have raised new opportunities, for example, the field of health, or e-learning, or cultural heritage. So I strongly believe, first of all, in Viva and another new project in the coming months. Bineînțeles, și eu, ca și colegii mei, nu pot decât să-mi doresc un succes al acestui proiect. Evenimentul de astăzi, organizat de Centrul de Afaceri, a fost într-adevăr un succes din partea organizației pe care o reprezint, AEC. Avem deja 50 de firme implicate în proiect, care împreună cu întreprinderile mici și mijlocii din partea cooptată, din partea română, în număr de 20, vor încerca să creeze parteneriate, business link-uri, atât în cadrul proiectului Viva, cât și în cadrul unor proiecte viitoare care vor fi designate pe parcursul următoarelor luni. Într-adevăr, tot ce am discutat aici este foarte interesant. Timpul a zburat, din păcate. Vreau să vă mulțumesc pentru participare. Thank you very much. Și vreau să doresc realizarea, succes acestui proiect, să se ajungă într-adevăr la ceea ce s-a propus cu el și în același timp, sigur, să se totul să se folosească în favoarea Clujului, pentru că de fapt asta se tinde și asta se dorește și în cel mai scurt timp, în câțiva ani, să ajungem și noi într-adevăr în Uniunea Europeană cu tot ce trebuie. Eu sper din suflet acesta, te rog să traduci. I want to wish you luck and to wish you to reach your goals proposed by this project, by Viva project. And of course, I want that the SMEs from Cluj to benefit as soon as possible from the results of this project and to reach a level nearest to yours. Înainte de a încheia, sigur, trebuie să recompensăm și telespectatorii noștri care au sunat și să vă amintesc din nou că avem astăzi trei premii și anume Fiala Center, Piața Unirii, numărul 2, telefon 196855. Al doilea premiu este Bijuteria Silver Mod, Piața Mihai Viteazu 3335. Și ultimul, Oriflame, strada Decebal 131, telefon 132030. Suntem mulți, am să extrag eu bilețelele, pentru că domnișoara sau doamna Pop Sanda